Decimat. Cristian Decimat Chifoi. Mă duc la primărie să-mi schimb numele mijlociu. De ce? Pentru că asta a făcut piața din mine. Glumesc. Este exact ce am povestit că se poate întâmpla în piața asta de cripto, dar mereu am discutat despre ambele variante. Fie că putem să creștem, fie că putem să scădem. Adică să intrăm într-un bear market, că suntem deja într-un bear market. Poate nu în ăla de 2 ani de zile, cum am citit pe aici pe acolo, pentru că eu am doar un an experiență în domeniul ăsta, dar este un scenariu de bear market. Mai mini așa. Ce se poate întâmpla de acum încolo? Habar n-am, nu cunosc piața la modul ăsta, nu fac analiză tehnică. În momentul ăsta inclusiv bursa a scăzut, sunt o grămadă de știri negative, se aude o chestie despre taxe foarte negativă, dar fundamentele între timp nu s-a schimbat și eu la asta mă uit. Dacă vreți să auziți analiză tehnică sau alte chestii, eu mă uit la Benjamin Cohen, dar dacă este mai dificil cu engleza, vă recomand CryptoRo. Face treabă foarte bună și explică pe înțelesul tuturor. Dar de ce nu-mi pasă mie practic de scăderea asta prezentă? Sau de fapt îmi pasă, dar nu la modul la care cred. Pentru că strategia mea, și am mai zis-o în clipurile anterioare, este doar să intru în piață, nu mă interesează să ies din piață. Adică nu mă interesează să vând, nu fac trading, nu caut să iau profituri, caut doar cele mai bune momente să intru în piață. Și ghiși ce, ăsta este un moment excelent. De ce? Pentru că am intrat în piață de-abia în 2021, prin martie, ceva de genul. Deci asta înseamnă că am pierdut o grămadă de ani până să îmi dau seama ce înseamnă spațiu cripto. Eram în totalitate ignorant și am decis să nu mai fiu. M-am educat, am aproape 1500 de ore de educație de pe aici de pe acolo. Podcasturi, studii, inclusiv cursuri pe care le-am făcut ca să înțeleg unde naiba îmi pun banii. Deci, da, ăsta va fi primul subpunct foarte, foarte important pentru fiecare în parte. Îți trebuie o linie de venit. Trebuie să muncești, trebuie să produci bani. Asta fac eu, muncesc, produc, investesc pe termen lung și caut modalități doar să muncesc și să fac mai mult, activ vorbind, și să cheltuiesc mai puțin pe tâmpenile clasice pe care cheltuiam banii anterior, ca să, doi, pun deoparte bani și să nu-i mai dau pe tâmpeni, adică să învăț obiceiul ăsta de a pune bani deoparte, pentru că toată lumea știe, inclusiv tu, că nu e bine să pui bani deoparte. Dar cu mențiunea că este foarte bine să-ți formezi un obicei din a pune bani deoparte, astfel practic să nu mai cheltuiești banii pe tâmpenii. Cam asta ar fi. Deci obiceiul ne interesează, nu neapărat suma pe care o punem deoparte. Nu înseamnă că nu mai trebuie să mergem la cafea, nu înseamnă că nu mai bem un pahar cu vin, nu înseamnă că nu mai fumăm niciodată. Fiecare este dispus să aleagă, ideea este să învățăm să punem niște bani deoparte și să nu cheltuim tot ce producem. Și apoi în ultimul rând, pasul 3 este să investim. Aici fiecare trebuie să-și adopte strategia proprie. A mea este simplă. Acumulează Bitcoin, Ethereum, Chainlink, niște e-gold și în același timp intră în cât mai multe crypto games, care este o zonă mai speculativă. Dar ca orice investitor, va trebui să-ți pui un buget pe care ești dispus să riști un pic mai masiv, pentru că acolo pot fi niște gain-uri foarte mari. Și am avut gain-uri foarte mari în crypto gaming, poți să vezi clipurile anterioare, 10x, 50x, 100x, am făcut și 200x. Dar niciodată nu primești toate tokenurile la lansare, practic ai o perioadă de vesting. Mi-am scos investiția inițială când am vândut la lansare, am scos chiar și profituri din multe jocuri și apoi am reinvestit practic în alte jocuri, iar cu partea de surplus de aici m-am dus și am acumulat Bitcoin, Ethereum, Chainlink, etc. Însă la capitolul ăsta fiecare trebuie să-și pună un buget de risc. Eu mi-am pus 10% din el, pentru că toată investiția mea până în prezent, în ultimii 6 ani de zile, de timp și de bani, zace în afacerea Bubble Waffles, pe care acum am scalat-o la nivel național. Acolo este la mine majoritatea riscului și este un risc controlat, pentru că eu muncesc ca să dezvolt împreună cu partenerii mei. Pe măsură ce mă implic mai mult în pasul numărul 3, adică în partea de investiție, în alte proiecte conduse de alți oameni, aici deja intră mai mult risc. Deci ca o recapitulare scurtă, unul la mână, ai nevoie de cash flow, ai nevoie de linii de venit, cât mai multe. Doi la mână, ai nevoie să nu cheltuiești toți banii în fiecare lună pe tâmpenii și să pui ceva deoparte. Și trei la mână, trebuie să te hotărăști care e strategia ta de investitor, pentru că trebuie să investești banii aia. Altfel își pierd valoarea contra inflației, toată lumea știe asta. 5 minutes later. Sunt răcit, aia e. Trebuie să mă înțelegi pe mine. Și acum trecem mai departe la care sunt metodele de a investi. Mai ales în proiectele noi, pentru că la Bitcoin, Ethereum, Chainlink este ușor. Te duci frumos cu bani pe exchange, îi trimiți din contul bancar, le cumperi, le ții. Dacă vrei să le scoți de acolo că nu e safe, intri pe ledger.com, îți cumperi un ledger și îți pui monedele în cold storage ca să nu mai fie atinse de nimeni în afară de tine. Și bineînțeles, o completare aici, investești întotdeauna banii de care nu ai nevoie. Nu întreținerea, nu chiria, nu rata, nu banii de mâncare. Și ca să vedem cum intrăm în proiectele astea noi, tot așa avem 3 pași aici despre care am mai discutat. Unul la mână, într-un proiect nou poți să intri în faza de private sale. Iar aici este puțin mai greu să intri, pentru că dacă ai doar bani și vrei să intri în proiectele astea în fază incipientă, doar cu bani nu se poate. Trebuie să aduci valoare proiectului respectiv. Asta caută toate proiectele, nu doar bani. Bani se găsesc peste tot. De exemplu, mai faci reclamă pentru ele dacă îți plac, bineînțeles, și ai o comunitate și astfel proiectele astea îți dau șansa să participi în private sale pentru că ai adus valoare alături de banii tăi. Deci când mă mai auzi pe mine că vorbesc de proiecte de genul ăsta, nu recomand
recomand practic nimănui, chiar am precizat, să intre în proiectele mele. Din contră, recomand să nu intrați. Pentru că eu mi-am făcut research, vorbesc cu echipele din spate și dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva negativ din punct de vedere al fundamentalelor, eu am ieșit de acolo pași pusi, instant, n-am timp să vă anunț și pe voi și nu mi se pare corect să stați după cineva. De-aia e bine să faceți parte din comunităților pe Telegram, pe Discord și pe pagina oficială de Twitter a fiecărui proiect și acolo practic să aflați toate știrile noi nouțe. Apropo, nu am COVID, am făcut test și este în regulă, sunt doar răcit. Asta este. Se pare că se mai îmbolnăvește lumea și de răceală, nu toată lumea se îmbolnăvește de COVID. Ceea ce este cel puțin ciudat, nu mai auzi altceva la știri. Deci dacă ai doar bani în momentul ăsta, mai greuț să intri în faza asta incipientă de private sales sau angel rounds sau seeduri sau, mă rog. Dar o altă variantă sunt românașii noștri de la Legion Ventures, care au creat o comunitate și ei primesc alocări la anumite proiecte în fază incipientă. Îți las un link în descriere pentru Discordul lor și chiar pregătesc o colecție de NFT-uri, mai multe detalii după aceea. La Legion Ventures vei plăti practic un fee de 10% și ai șansa să intri în fazele astea incipiente ale unor proiecte. Deci dacă nu vii cu valoare la pachet, de exemplu, poate să fie și experiență în blockchain sau experiență ca și community manager. Greu să primești alocare la început. În al doilea rând avem faza de launchpad, doar că aici va trebui să blochezi o grămadă de bani în tokenul nativ al launchpad-ului și cert este că trebuia să bagi între 6.000, 10.000, 12.000 chiar și $15.000 ca să cumperi DAO tokens, apoi să-i pui la staking, să primești bineînțeles un randament, dar să-i blochezi o perioadă de timp și astfel să câștigi alocare în anumite proiecte. Dar recent au venit cu o strategie mult mai nouă pe care n-am văzut-o la alte launchpad-uri. Strategia asta se numește public show. Și ce înseamnă show? Înseamnă strong holder offering, care este un tip de alocare în proiecte care e rezervată doar pentru cei care dețin o cantitate mare de DAO în cazul ăsta. Asta era anterior, dar treaba cu public show ăsta despre care vorbeam, deschide acest club cam tuturor, cu condiția să fie hodleri. Orice deținător de cel puțin $2.500 în tokenuri compatibile EVM poate participa. Și poate te întreb ce înseamnă EVM. Înseamnă Ethereum Virtual Machine. Iar explicația tehnică pentru denumirea asta este mult prea complicată ca să o iau în serios pentru că o să faceți caterincă de mine. Hai să vedem care sunt condițiile. Dacă ai câștigat un public show, ai două opțiuni. Unul la mână, îți vinzi 30% din tokenurile blocate fără fiuri. Doi la mână, cumperi 2000 de DAO și poți vinde mult mai mult din tokenuri fără fii. Și fiurile astea apar în momentul în care tu vinzi mai mult din acei 30%. Dacă vinzi 31% din tokenuri, la următorul unlock vei primi cu 1% mai mult. 1% mai puțin din restul de 69%, adică nu din totalul de 100%. Evident, vinzi 35%, ai 5% taxă pentru restul de 65%. Vinzi 50%, ai 20% taxă pentru restul de 50% și tot așa. Cred că ai înțeles matematica. Dacă nu, îți recomand să te întorci înapoi în timp să-i dai un pumn în gură lui proful de mate. Sau poate ție, că nu ți-a plăcut matematica. Dar cu cât vinzi mai mult deodată, cu atât vei pierde mai mulți bani pe termen lung. De ce? Ca să-i protejeze pe ceilalți care sunt strong holderi. Și bineînțeles, în același timp, riști să nu mai particip la alte public show-uri. Totul se bazează pe un sistem de scor dinamic. Unul la mână, asset-uri. DAO scanează următoarele rețele: Ethereum, Avalanche, Binance, Phantom și Polygon. Pentru fiecare $10.000 de asset-uri pe care le deții, primești 0,1 puncte dintr-un maxim posibil de 50. Scorurile, bineînțeles, se cumulează, adică dacă ai în MetaMask $1.000 în Bitcoin, poate ai niște BNB pe undeva și tot așa. Doi la mână, DeFi. Se calculează toate asset-urile tale care țin de DeFi. Asta înseamnă inclusiv stablecoins, tokenuri de guvernare și de lichiditate. Pentru fiecare $10.000 de tokenul DeFi primești un punct dintr-un maxim de 20. 3 la mână, public partner. Și ăsta este practic un token care variază la fiecare sale și îți poate aduce un maxim de 10 puncte. Primești 0,5 puncte pentru fiecare $10.000 din tokenul respectiv. În al patrulea rând, DAO ecosystem. Rewardurile ți aduc până la 20 de puncte și se împart în două tier-uri. Tier 1, $10.000 worth, un punct. Și aici avem ca exemple Xcat Network, Numbers Protocol, GameFi, Opulus, etc. Și la tier 2, tot așa de $10.000 worth, 0,5 puncte. Și aici ca exemple avem Three Kingdoms, Chronicle, Infinity Pad, Warena, Siena, etc. Mai multe găsiți pe site la DAO Maker, n-are sens să mai continuăm. Deci am străpătut până acum primele două puncte. Unul la mână, alocări în fază incipientă, dar este foarte greu să intri acolo dacă nu vii cu valoare odată cu banii tăi, sau varianta intermediară, mergi la Legion Ventures pe Discord și participi de acolo la astfel de alocări inițiale. Și doi la mână, faza de launchpad, și am precizat partea de DAO Maker pentru că ei au venit cu un sistem total nou. Oriunde mergi pe alt launchpad, nu mai există sistemul ăsta. Și acum trecem la pasul numărul 3, intrarea după listarea publică. Pentru că în majoritate proiectele astea, după ce s-au listat public, fac un pump masiv, un raliu la deal, un 100x, un 50x și apoi fac o corecție majoră. Și ghiște,
Când piața este într-o corecție majoră toată, o corecție și mai majoră fac proiectele astea micuțe. Și pe CoinMarketCap avem listuța mea de Gaming Mayhem. Am pus Decentraland, X-Infinity, The Sandbox, Engine Ultra, Ikomi, care e mai mult pe NFT-uri, da mă rog, Illuvium, MetaHero, Minds of Dalarnia, D-Race, Sidus, Solchix, Tetan Arena, etc. Și vedem cum toate, dar toate au făcut corecții majore. Și hai să luăm un exemplu clar. Am cumpărat Sidus la 0,0018 cenți, adică sub un cent. Acum este încă la 6 cenți. Dar dacă intrăm să ne uităm exact ce a făcut de la listare până în momentul ăsta, vedem practic o corecție la prețul de listare, pentru că este deja pe roșu. La fel, o să pronunț niște nume de proiecte, nu trebuie să mergi să faci chestia asta pe ele. Îți arăt exact ce se întâmplă cu toate proiectele, nu contează ce proiect este. Dacă mergem și ne uităm, de exemplu, la Wham App, în ultima zi a avut un raliu destul de major, însă dacă ne uităm ce a făcut după listare, este în continuă scădere. Proiectul este foarte mișto, e făcut de românași, am avut inclusiv niște clipuri explicative. Am investit masiv în proiectul ăsta pentru că are deja jucători. Se joacă inclusiv maică-mea. Deci până să treacă pe blockchain, ei aveau un produs deja lansat. Asta m-a interesat foarte mult. Acum sunt în fază de development și nu m-am panicat deloc la scăderea asta. Însă am cumpărat tokenul la preț de 2 cenți și acum zace la un 5x pe roșu, da, pe un roșu masiv. Deci întotdeauna după listarea inițială, în majoritate proiectele astea fac un 5x, 10x, habar n-am. Nici nu prea contează, dar după aia se vor corecta. Întotdeauna negreșit, nu contează că e scădere sau creștere pe piață. Și ca un bonus la clipul ăsta, la ce mă mai uit în general? Ce piață este atât de bună și nu contează practic ce s-a întâmplat pe piața actuală? Că Bitcoin a scăzut cu 50% față de all-time high-ul anterior. Piața de NFT-uri. Ai ghicit. Nu sunt foarte antrenat în piața asta, dar am și eu niște NFT-uri din anumite proiecte care promit și ele ceva. Și dacă ne uităm ce s-a întâmplat în decembrie, pentru că în august a fost picul, a fost all-time high-ul, în decembrie când piața a început să scadă masiv, și mă refer aici la toată piața de cripto, NFT-urile față de noiembrie au crescut. Și lumea spune că la capitolul ăsta suntem într-un bubble. De ce? Că tot apar proiecte de NFT, tot apar proiecte de crypto gaming. Dar eu mă uit macro și văd practic cum suntem la început de drum. Faptul că apar din ce în ce mai multe proiecte de NFT sau crypto gaming nu înseamnă că suntem încă într-un bubble, dar este posibil să ne îndreptăm acolo. Și am zis anterior că o să trecem un pic la partea de NFT-uri, pentru că și eu am investit în foarte puține proiecte, dar am investit și în NFT-uri. Dar sunt combinate oarecum cu crypto games. Și îți mai dau o statistică foarte interesantă, 42 de milioane de gameri din lumea asta, din totalul de 3 miliarde declarați, dețin criptomonede. Deci se pare că mulți dintre ei practic au înțeles ce înseamnă spațiul ăsta cripto și pun pariu că în următorii ani o să-i văd cum o să joace crypto games alături de jocurile clasice Fortnite, Counter-Strike, Tribal Wars, habar n-am. Și că veni vorba de Counter-Strike, se nasc jocuri care sunt asemănătoare. De exemplu, Counter-Strike seamănă foarte mult Meta-Strike. Și chestia e că Meta-Strike devine public mâine, 26 ianuarie. O să fie listat pe Gate.io și KuCoin, care sunt niște exchange-uri destul de măricele și exact cum ziceam, seamănă foarte mult cu Counter-Strike. Puteți să mergeți la ei pe Twitter să vedeți toate anunțurile și inclusiv niște gameplay-uri. Chiar am făcut, dacă nu mă înșel, un clip explicativ despre proiectul ăsta. Și bineînțeles că am investit, dar la fel, nu vă recomand să investiți. Vedeți alte proiecte pentru că sunt 1000. Nici chiar 1000, 999. Bineînțeles, întotdeauna în variantele astea de pre-alpha sau beta-uri există bug-uri, grafica nu excelează, sunt practic la început de drum și mai au nevoie de development. Dar, e ceva. Un alt proiect în care am investit se numește Access Metaverse. Și am cumpărat vreo 4 NFT-uri aici. Proiectul ăsta nu este condus de vreo legendă în domeniu, dar echipa din spate are deja o experiență destul de mare în ceea ce privește jocurile și ne interesează chestia asta. În spate este Azure Games. Poate ați auzit de firma asta dacă petreceți mult timp jucându-vă pe telefon. Au făcut peste 100 de jocuri până acum, care au fost descărcate de miliarde de ori în total și au un player base zilnic de peste 30 de milioane de jucători. Asta m-a atras pe mine în primul rând. Hai să ne uităm un pic la câteva statistici. A avut loc și un GAO care înseamnă Game Asset Offering. Bro, deci sunt eu nebun sau sunt prea multe acronime de genul ăsta? ICO, IDO, IGO, SHOW, GAO. Serios, e timpul să ne oprim un pic, da, mă rog. Deci acest GAO a avut două părți, una privată care s-a vândut în 2 ore și una publică care s-a vândut în 30 de minute. În aceste GAO se vindeau cufere care conțineau personaje de diverse rarități. 4000 de cufere, fiecare la preț de 250 de BUSD. Cum am zis, jocul este făcut de o echipă cu experiență și nu e doar un proiect pe foaie, avem câteva scene cu gameplay. Arată de parcă Diablo și Minecraft au făcut un copil și nu l-au putut întreține, așa că l-au abandonat pe blockchain. Bună. Și cei de la Azure l-au luat ei acasă și l-au periat bine, l-au curățat și a ieșit ce se vede aici. Metaversul precizat în nume se bazează pe jocul Axis, un action game deja existent, dar la care se aduc încă îmbunătățiri. O să fie introduse în sistem și recompense sezoniere în tokenuri, staking sub forma de un minigame, unde îți trimiți 5 NFT-uri să se lupte într-o temniță și să adune reward-uri, un marketplace unde poți schimba sau vinde personaje, arme, armuri și un sistem de DeFi în care
poți să-ți închirieze NFT-ul când nu îl folosești, bineînțeles, către alți jucători pentru a primi venit pasiv. Nimic nemai văzut încă, dar mie îmi place că există partea de jucători activi în tot ecosistemul de la Azure Games. La asta m-am uitat în primul și în primul rând, exact cum vorbea de One App mai devreme. Neapărat întotdeauna la orice proiect trebuie să ne uităm la roadmap și ăsta se poate vedea la ei, dar tu când te uiți la un proiect trebuie să treci și tu prin roadmap-ul lor. În primul și în primul rând la Tokenomics mă uit la echipă. Dacă echipa are 80% din tokenuri, nu e bine. Mă uit la in-game rewards și rewardurile ei sunt la 40%. Se putea și un pic mai bine, dar e ok și așa. Chestia e că pentru un cufăr de l-am dat $250, am cumpărat vreo 4. Poate ți se pare scump, poate ți se pare ieftin, habar n-am de câți bani dispui. La fel, îți recomand să nu mergi să investești aici, este pur și simplu pentru studiul pe care îl facem azi. Dar ce ne interesează în primul rând în spațiul ăsta de crypto gaming și partea de NFT-uri, pentru că este super necesară la toate jocurile care apar. Adopția masivă va veni din partea jucătorilor, ăia care trebuie să se joace jocurile astea. Nu de la mine ca investitor, pentru că eu n-am timp să mă joc. Investitorii, de exemplu, cumpără cuferele alea cu $250, apoi închiriază NFT-urile către jucători cu, nu știu, $20-30 pe lună, habar n-am. Și împart inclusiv profiturile. Deci când mă uit la ecosistemul ăsta, mă gândesc ca și cum aș cumpăra un apartament, l-aș subînchiria cuiva care se ocupă cu management pe Airbnb. Împărțim practic profiturile care sunt numai majore versus dacă îl dau pur și simplu la închiriat și atât. Eu nu mai îmi bat capul să fac drumul, să caut chiriași, să stau să înregistrez cazările, să stau să vin să fac curățenie. Nu, există manager, iar bătaia mea de cap s-a dus. La fel și pentru el, pentru că poate nu are bani să investească în toate apartamentele astea și poate să vină la mine să ia un apartament, să meargă la alt proprietar să ia încă 3 apartamente și uite așa să-și facă un portofoliu de 10 apartamente, să țină practic singur managementul pe Airbnb, inclusiv curățenia care trebuie făcută la toate apartamentele. Și atunci toată lumea câștigă. Eu nu mai am bătaie de cap și el nu are nevoie de riscul ăla de a investi, că poate nici nu are bani. Deci cam aici ne uităm la proiectele astea. Uită de numele pe care le-a pronunțat, reia clipul ăsta și vezi fiecare pas din ghidul ăsta, pentru că este la fel în orice proiect. De la banii pe care îi faci, după aia cum investești, care e strategia ta de investitor, cum alegi proiectele respective, care sunt cei 3 pași ca să te bagi în proiectele respective și ce faci cu surplusul de bani, pentru că ai nevoie de un surplus de bani dacă vrei să investești pe termen lung. Nu ai cum să faci treaba asta dacă ești la mami acasă și îți dă $100 și zice ia-mă și tu, joacă-te. Singura modalitate prin care îți faci un cash flow din spațiul ăsta crypto este să fii investitor activ, adică trader. Și revin, dacă vrei să devii trader, te duci la Benjamin Cohen, care mie mi se pare cel mai bun în domeniul ăsta, sau dacă nu le banghești la engleză, te duci frumos la CryptoRo și înveți de la el. Mai am ceva de precizat? Nu mai am precizat destule. În plus față de asta, îți recomand să te educi cât mai mult în spațiul ăsta și ai o serie de linkuri în descriere dacă simți că ai nevoie de chestii în plus. Și în majoritate printre ele găsești chestii moca. Așa că noi ne auzim în 18 luni, după ce trece bear market-ul ăsta.